China a lansat astăzi exerciții militare fără precedent în 6 zone care înconjoară Taiwan. La o zi după vizita președintei Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii, Nancy Pelosi, la Taipei, China a lansat mai multe rachete balistice Dongfeng în apele din jurul coastelor de nord-est și sud-vest ale Taiwanului. Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că a activat sistemele de apărare ca răspuns. Deși vizita sa în teritoriul revendicat de China a durat mai puțin de 24 de ore, Nancy Pelosi, cel mai înalt demnitar american ales care s-a deplasat la Taipei în ultimii 25 de ani, a declanșat furia Beijingului. Pelosi a dat asigurări că Statele Unite ale Americii nu vor abandona insula Taiwan, care este condusă de un regim democratic și care trăiește sub amenințarea constantă a unei invazii din partea armatei chineze. Armata chineză a lansat rachete balistice către strâmtoarea Taiwan. Două dintre zonele exercițiilor chineze se află doar 9 mile nautice, mai exact 16,7 km de porturile taiwaneze Keelung și Kaohsiung. De asemenea, armata chineză a făcut multiple incursiuni scurte pe linia mediană care desparte strâmtoarea Taiwan începând de miercuri seară și continuând până joi dimineață, a declarat o sursă din Taiwan. În același timp, aproximativ 10 nave ale marinei chineze au trecut pentru scurt timp de linia mediană înainte de a fi alungate de ambarcațiunile marinei taiwaneze. Au intrat pe furiș și au fost alungați de noi, a declarat sursa taiwaneză. Între timp, mai multe avioane ale forțelor aeriene chineze au traversat pentru scurt timp linia mediană de mai multe ori, forțând Taiwanul să ridice avioane de la sol și să desfășoare sisteme de rachete. Au zburat înăuntru și apoi au zburat afară, iar și iar. Continuă să ne hărțuiască și să crească presiunea. Ministerul Apărării din Taiwan a emis o declarație în care acuză guvernul chinez de comportament irațional prin desfășurarea unor exerciții cu muniție de război, potrivit celor de la The Guardian. Exercițiile au intenția de a schimba status quo-ul și de a perturba pacea și stabilitatea regională, se arată în comunicat. Armata Națională rămâne în alertă, iar trupele de la toate nivelurile vor efectua antrenamente zilnice. Între timp, Marina Statelor Unite ale Americii a declarat că portaavionul United States Ronald Reagan desfășura operațiuni programate în Marea Filipinilor din Pacificul de Vest, o porțiune de ocean care include apele de la sud-est de Taiwan. United States Ronald Reagan și grupul ei de atac sunt în desfășurare în Marea Filipinilor, continuând operațiunile normale programate ca parte a patrulei sale de rutină pentru a asigura o zonă Indo-Pacific liberă și deschisă, a declarat un purtător de cuvânt al Marinei SUA. Ministerul de Externe al Chinei, Wang Yi, a calificat vizita președintelui Camerei Statelor Unite ale Americii, Nancy Pelosi, la Taiwan, o acțiune maniacă, iresponsabilă și extrem de irațională a Statelor Unite. Wang, care a vorbit la o reuniune în Cambodgia, a declarat că China a depus cele mai mari eforturi diplomatice pentru a evita criza, dar nu va permite niciodată să fie afectate interesele sale principale. Măsurile actuale și viitoare ale Chinei sunt contramăsuri defensive necesare și oportune, analizate și evaluate cu atenție, care vizează protejarea suveranității și securității naționale, în conformitate cu legislația internațională și internă, a declarat Wang. Moscova a declarat că China are dreptul suveran de a organiza exerciții militare în jurul Taiwanului și a acuzat Statele Unite că alimentează în mod artificial tensiunile în regiune. Întrebat despre exercițiile Chinei, purtătorul de cuvânt al Moscovei, Dmitri Peskov, a spus: "Acesta este dreptul suveran al Chinei. Tensiunea din regiune și din jurul Taiwanului a fost provocată de vizita lui Nancy Pelosi", a declarat Peskov reporterilor într-o conferință telefonică. "A fost o vizită absolut inutilă și o provocare inutilă", a mai spus Peskov. Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că armata chineză a lansat în total 11 rachete balistice Dongfeng în apele din apropierea coastelor de nord, de sud și de est ale Taiwanului. La începutul zilei, armata chineză a lansat rachete din apropierea insulor Matsu din Taiwan. Ministerul de Externe din Taiwan a acuzat China că imită Coreea de Nord trăgând cu rachete în apele din apropierea insulei.
Ministerul precizează într-o declarație de presă că China a amenințat securitatea Taiwanului și a cerut țărilor să susțină insula democratică și să apere în comun libertatea și democrația. Aeroportul internațional Taoyuan din Taiwan a anunțat că mai mult de 50 de zboruri internaționale au fost anulate astăzi din cauza exercițiilor cu muniții de război ale Chinei. Au fost anulate 26 de zboruri cu sosire către Taiwan și 25 de zboruri cu plecare de pe aeroportul Taoyuan. De asemenea, Korean Air a anulat zborurile din Incheon către Taiwan vineri și sâmbătă, în timp ce Asiana Airlines și-a anulat zborul direct către Taiwan vineri și va monitoriza situația, a informat joi presa sud-coreană. Insulele Kinmen, puternic întărite, se află chiar în apropierea coastei sud-est a Chinei, lângă orașul Xiamen. Ministerul Apărării Taiwan a informat că aeronave neidentificate, probabil drone, au zburat noaptea deasupra zonei insulelor sale Kinmen și că a tras rachete de semnalizare pentru a le alunga. Taiwanul este în alertă, deoarece China efectuează o serie de exerciții militare ca răspuns la vizita recentă pe insulei a președintei Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii Nancy Pelosi. General Major Chang Zong-sung din Comandamentul de Apărare Kinmen al armatei a declarat pentru Reuters că dronele chineze au zburat în pereche în zone Kinmen de 2 ori miercuri seara, în jurul orelor locale 21 și 22. Am tras imediat rachete de semnalizare pentru a da avertismente și pentru a le alunga. După aceea s-au întors. Au intrat în zona noastră restricționată și de aceea le-am dispersat, a spus acesta. Insulele Kinmen, puternic întărite, se află chiar în apropierea coastei de sud-est a Chinei, lângă orașul Xiamen. Avem procedură standard de operare. Vom reacționa dacă vor intra, a spus Chang, adăugând că nivelul de alertă pe Kinmen rămâne cel normal. Generalul taiwanez crede că misiunea dronelor a fost să adune informații despre desfășurarea de securitate a Taipeiului în insule sale periferice. Săptămâna trecută, armata taiwaneză a lansat rachete de semnalizare pentru a avertiza o dronă care a aruncat o privire cu ghilimele de rigoare în arhipelagul său, Matsu, situat în largul coastei provinciei chineze Fujian, pentru probabil a-i testa apărarea, a spus Ministerul Apărării din Taiwan. Joi, șeful diplomației europene, Joseph Borrell, a condamnat manevrele militare agresive ale Chinei, spunând că nu există nicio justificare pentru a utiliza ca pretext vizita în Taiwan a liderului parlamentar american Nancy Pelosi. Este normal ca parlamentarii din țările noastre să călătorească în străinătate, a scris Borrell pe Twitter, în marja unei întâlniri a miniștrilor de externe din statele membre. Cam atât a fost și acest material, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați să vă abonați și de asemenea să apăsați pe butonul de like. Tot ce crezi, China va invada Taiwanul? Chiar sunt curios de răspunsul tău. Noi v-am zis cu alte episoade și evident îți urez mult succes în tot ceea ce faci. Stai aici pe canal pentru că cu siguranță o să aplaudăm și mai multe episoade.